copilul își cunoaște mama după voce. Auzul este una dintre cele mai importante simțuri ale omului și joacă un rol esențial în procesul comunicării. Zilnic, un surdolog primește la consultație 8 persoane pe zi. Potrivit medicilor, în ultima vreme, deficiențele de auz sunt considerate unele dintre cele mai frecvente forme de invaliditate senzorială din lume. И потом ставишь вот сюда. Поставил. Теперь берешь другую. Nicolae Ivancea spune că de câteva zile are niște probleme cu urechea. Acesta a venit de urgență la consultația medicului pentru a preveni din timp consecințele. На 150% важно. Это очень хорошо для слуха иметь человек. У меня появился в ухах шум. Не болит, честное слово, не болит. А поднимаюсь со сна, сплю, поднимаюсь, не могу уснуть потом. И вот шум и гудит. И мне обратился к врачу, и врач послал сюда меня. Oamenii spun că auzul este foarte important și că încearcă să facă tot posibilul pentru a-și menține sănătatea urechii și a auzului. Мы пришли, потому что у ребенка стал нарушаться слух, он перестал реагировать так, как это должно быть. Слышать очень важно, это орган чувств, который необходим человеку в повседневной жизни. Очень важно, без слуха ты никто. У меня были две операции на слуховые, но они безрезультатные. Сейчас я слуховым аппаратом хожу. Ну вот сюда прихожу для того, чтобы она мне посмотрела динамику, как все это вот. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, circa 360 de milioane de oameni din întreaga lume suferă de surditate și alte tulburări ale auzului. Dacă apare o hipoacuzie, hipoacuzie este un auz scăzut. Dar dacă apar țiuituri, gălăgie în ureche, dacă apar vertigii, deci ar fi cazul să vă adresați la medicul audiolog. În primul rând, când apare o hipoacuzie, chiar cât de ușoară n-ar fi, vă adresați la medic. Da, ea poate să fie chemată de un dop de cerumen, dar sunt cazuri când pacientul se adresează la o surditate care a progresat foarte mult și cu păreri de rău, noi atunci nu putem să-i mai acordăm un ajutor. Din numărul total al persoanelor care au tulburări de auz, 9% sunt copiii până la 15 ani. Având în vedere că copilul de mic, el începe să percepe diferite sunete, vă nu așteptați ca el să întoarcă căpșuri sau ceva. Copilul o să vă arate că ne aude prin ce, că o să clipească, că o să înceapă să facă mișcări cu buzițele. Deci, da, poate să întoarcă și căpșorul, dar dacă dumneavoastră observați că copilul a trecut după vârsta de 7 ani și nu gângurește și nu răspunde la sunet, atunci ar fi cazul să vă adresați la medic. Anual, la data de 3 martie, este celebrată Ziua Mondială privind protecția urechii și a auzului. În nordul Republicii Moldova, peste 1500 de persoane au proteze auditive. Acestea sunt oferite gratuit din bugetul de stat.